Fraților, suntem la 6 martie 1945. Prin intermediul guvernului condus de doctorul Petru Groza, comuniștii ajung pentru prima dată la putere în România. În rândurile lor e o exuberanță generală, noua ordine politică fiind practic rezultatul mult așteptat al anilor de luptă clandestină, de acțiuni subversive, de arestări, procese și închisori și de planuri revoluționare. În spatele lor, oficialii sovietici își freacă mulțumiți mâinile, încântați că presiunile și intimidările lor au dat roade, mai ales că erau întărite de grandoarea tancurilor armatei roșii și de hazardul periculos al gloanțelor trase de comuniștii români înspre cei care îndrăzneau să li se împotrivească. De partea cealaltă însă, pentru opoziția democratică, era o înfrângere severă, PNC și PNL, adică partide cu tradiție, cu prestigiu și fără îndoială cu o largă popularitate, se vedeau învinse de o formațiune până mai ieri obscură și care în numai câteva luni se transformase dintr-un aliat minor și de circumstanță într-un dușman ireductibil, puternic și mai ales necruțător. Poate și mai alarmant pentru Maniu, Mihalache, Brătianu și ceilalți lideri ai partidelor istorice era sprijinul firav și mai degrabă declarativ al reprezentanților britanici și americani din Comisia Aliată de Control, în timp ce comuniștii se bazau din plin pe puterea sovietică în lupta pentru putere. De asemenea, pentru regele Mihai era începutul unei perioade de cumpănă, în care era nevoit să găsească delicatul echilibru între apărarea ordinii constituționale, pe care o reprezenta coroana română, și grija de a nu stârni vreo reacție violentă din partea Moscovei. Însă cel mai important, atât pentru Rege, cât și pentru partidele democratice și, de fapt, pentru societatea românească în ansamblu său, era speranța că această perioadă dificilă, intimidantă și nesigură, nu va putea totuși dura la infinit. Însă cel mai important, atât pentru Rege, cât și pentru partidele democratice și, de fapt, pentru societatea românească în ansamblu său, era speranța că această perioadă dificilă, intimidantă, nesigură, nu va putea totuși dura la infinit încrederea că puterile occidentale nu vor admite ingerințele lui Stalin în viața națiunii românești și că va veni în cele din urmă sfârșitul acestui guvern impus de Andrei Vășinski, omul de încredere al lui Stalin. Întrerupem frumoasa emisiune pentru un anunț de la sponsorul nostru de bază, pe nume Surfshark. Link în descriere ca de obicei. Surfshark e un VPN, ceva ce nu exista în comunism, dar dacă ar fi existat, ar fi fost foarte folositor. Un VPN e ceva care te ajută să te dai anonim pe internet, fie că o faci de pe PC, Smart TV, Android sau iOS. Când trimiți date pe internet folosind un VPN, e ca și cum calculatoarele sunt legate direct între ele. Nu te poate prinde nimeni. Nu știe nimeni ce trimiți și, dacă e să fim sinceri, nici n-ar trebui să știe. Cu Surfshark îți mascheze adresa IP și nu-și mai bagă nimeni nasul în treburile tale de pe internet. Nu mai știe nimeni ce perversități cauți pe net și mai ai și protecție împotriva programelor dăunătoare. Tot Surfshark te lasă să vezi toate paginile interzise sau blocate în România, cum ar fi servicii de streaming sau știri. Uneori, folosind Surfshark, poți găsi prețuri mai mici la biletele de avion sau cărți. Mai mult, cu Surfshark, poți vedea absolut toate filmele și serialele de pe Netflix disponibile la nivel mondial ca să fie treaba treabă, acum poți adăuga și membrii familiei pentru a-i proteja și pe ei. Și dacă toate astea nu te mulțumesc, poți anula gratis în 30 de zile de la cumpărare și vei primi toți banii înapoi. Așa că intră pe linkul din descriere și introduc codul ZAIAFET pentru primele 3 luni gratuite și 85% reducere la lunile următoare. 85%. Oferta e valabilă până în 31 decembrie. Și acum, înapoi la guvernul Groza. Instalarea guvernului Petru Groza a produs fără îndoială o undă de teamă și de nesiguranță în rândul tuturor românilor. Dar odată ce unda s-a risipit, societatea românească a început din nou să spere și să lupte împotriva comunizării forțate a țării. Va reuși însă să oprească acest tăvălug sau poate comuniștii nu vor fi în stare să se mențină la putere? Despre asta vom discuta noi astăzi, dar înainte de toate, haideți să vedem ce era guvernul Groza controlat în mod clar de către PCDR, Partidul Comunist din România, guvernul prezidat de doctorul Petru Groza, era totuși o combinație foarte pestriță și aș putea spune chiar bizară, aflată sub conducerea nominală a liderului Frontului Plugarilor. Ponderea principală a executivului era evident a comuniștilor, dintre care se remarcau Gheorghe Gheorghiu Dej la comunicații, Teohari Georgescu la interne, Petre Constantinescu Iași, la propagandă și Lucrețiu Pătrășcanu la justiție. Socialdemocrații, principalii parteneri din FND, Frontul Național Democrat, erau reprezentați de Ștefan Voitec la educație și de Lothar Rădăceanu la Ministerul Muncii. Conștienți de potențiala forță a partidelor istorice, comuniștii încurajaseră coagularea unor disidențe în cadrul PNC și PNL, iar formarea guvernului Groza a fost ocazia perfectă pentru a impulsiona aceste mișcări centrifuge din interiorul principalelor formațiuni de opoziție. Astfel, în executivul instalat la 6 martie, conducerea Ministerului Cooperației i-a fost încredințată lui Anton Alexandrescu, liderul facțiunii național-țărăniste care își vedea drumul alături de comuniști. Ceva mai amplu a fost parteneriatul cu liberalii deveniți tovarăși de drum. Complicatul Minister al Finanțelor i-a fost dat lui Dumitru Alimănișteanu, un economist foarte capabil, cum de altfel comuniștii nici nu aveau în rândurile lor la acel moment, și probabil printre puținii care puteau elabora un buget sustenabil în condițiile extrem de dificile de la începutul lui 1945. Probabil că acesta a și fost singurul scop al numirii sale, căci după o lună de activitate, Ali s-a retras din guvern sub pretextul unor probleme de sănătate. De asemenea, inginerul ploieștean Petre Bejan, un politician versatil și cu bogată experiență, a primit portofoliul industriei și comerțului, în timp ce șeful său, Gheorghe Tătărăscu, a fost numit vicepremier, dar și ministru de externe. Cu toate că și Ana Paucăr viza fotoliu din fruntea diplomației românești, pe care, spoiler, îl va obține mai târziu, după demiterea politicianului liberal, alegerea lui Tătărăscu avea un scop propagandistic mult mai practic. În lunile următoare trebuiau să se desfășoare negocierile pentru încheierea unui tratat de pace, iar plasarea unui ministru de externe care venea din partea unui partid democratic, chiar dacă era de fapt o disidență apropiată de comuniști, contribuia la o mai bună imagine pe plan internațional a guvernului Groza. Nu în ultimul rând, o pondere semnificativă o aveau oportuniștii, cei care simțeau de unde bate vântul puterii, sau, ca să l-citesc pe Sadoveanu, de unde răsare soarele. Așa era, spre exemplu, Mihail Ralea, vechi politician național sărănist, care devenise în 1938 unul dintre oamenii politici care l-au sprijinit pe Carol al II-lea să instaureze regimul de dictatură regală și care, acum, după 1944, își descoperise latura comunistă, primind astfel drept recompensă Ministeriatul Artelor. Dar poate și mai frapant era cazul părintelui Constantin Burducea, zis și când cu secera, când cu crucea. După ce, cu numai câțiva ani înainte îmbrăcase cămașa verde legionară, acum fondase Uniunea Preoților Democrați Români, asociație religioasă care îi sprijinea pe ateii comuniști și, drept urmare, fusese uns ministru al cultelor. Ca o paranteză, nici această postură nu avea să îi se potrivească părintelui, care peste câțiva ani avea să plece clandestin din țară și să ajungă în America Latină, unde se pare că a devenit un prosper om de afaceri. Cum se spune, necunoscute sunt unele căi. Impus de sovietici regelui Mihai și format din reprezentanții unor formațiuni marginale, guvernul Petru Groza nu se bucura de legitimitate, nefiind recunoscut de către puterile occidentale. Dacă această problemă nu era chiar așa de presantă, mai delicată era lipsa de adeziune din partea societății românești. Asta cu toate că mașinăria de propagandă încerca să acrediteze exact contrariu, după cum dovedea, spre exemplu, ziarul Scântea, care afirma în ediția din 8 martie că în piața Unirii din Capitală ar fi avut loc o manifestație de încurajare a noului executiv, la care cei aproape 800.000 de oameni ar fi adoptat și moțiunea de susținere. Noi, 800.000 de cetățeni din București și plugarii din satele județelor Ilfov, Ialomița, Vlașca și Teleorman, reprezentând toate categoriile sociale, precum și exponenții autentice ai armatei, ofițeri și soldați, întruniți astăzi 6 martie 1945 în mare adunare cetățenească, salutăm instalarea Guvernului Groza, Guvern de Concentrare Democratică și ne angajăm să-l sprijinim din toate puterile noastre pentru stârpirea fascismului și refacerea țării. Existau, bineînțeles, și asemenea oameni, care, din oportunism, prin constrângere sau din adeziune ideologică, sprijineau guvernul Groza. Însă aceștia reprezentau o minoritate, care n-ar fi putut asigura baza socială cu care noul regim să poată guverna. În primăvara lui 1945, societatea românească era în bună măsură sceptică, dacă nu chiar în opoziție față de comuniștii văzuți drept niște unelte ale Moscovei. Prin intervenția lui Vășinski, comuniștii ajunseseră la conducerea țării, iar acum voiau să facă țara să-i asculte, ceea ce nu se putea face decât prin două metode. Biciul și zahărul. La scurt timp după instalarea guvernului Groza, de la Moscova venea știrea că Transilvania de Nord-Vest, teritoriu cedat Ungariei în vara lui 1940, urma să revină sub administrație românească. Într-o notă din 9 martie 1945, venită ca răspuns la o presupusă cerere adresată Kremlinului cu doar o zi mai devreme de către noul cabinet condus de Petru Groza, Stalin transmitea că Având în vedere că noul guvern român, care a preluat actualmente guvernarea țării, își asumă răspunderea pentru cuvenita ordine și liniște pe teritoriul Transilvaniei și asigurarea drepturilor naționalităților, precum și a condițiilor militare pentru funcționarea regulată a tuturor instituțiilor locale ce deservesc nevoile frontului, guvernul sovietic a hotărât să satisfacă cererea guvernului român și, în conformitate cu Convenția de Armistițiu din 12 septembrie 1944, să consimtă pentru instaurarea în Transilvania a administrației guvernului român. Prin această decizie, Stalin împușca doi iepuri dintr-un foc. Odată pedepsea Ungaria pentru că declarase război Uniunii Sovietice, trupele maghiare participând la acțiunile militare de pe frontul de est împotriva Uniunii Sovietice. Dar mai ales îi ajuta pe comuniștii români să-și sporească popularitatea, revenirea Transilvaniei la statul român fiind astfel rezultatul direct al guvernării procomuniste a lui Petru Groza. Această decizie era însă departe de a fi suficientă pentru a crește realmente baza de susținători ai regimului impus în România, așa că trebuiau găsite și alte modalități. Una dintre ele viza țărănimea, care reprezenta mai bine din trei sferturi din totalul populației. Sistemul de valori al țăranilor români gravita în jurul a două repere, credința și proprietatea. Dacă religia a fost abordată mai târziu și într-un mod mai delicat în privința pământului, guvernul lui Groza a acționat rapid, direct și brutal, adoptând o amplă reformă agrară, adică să dea pământ la oameni. Existaseră discuții la nivelul guvernului Rădescu încă de la finalul lui 44, iar reprezentanții partidelor democratice erau în favoarea unui asemenea act, însă cereau o analiză amplă și o implementare prudentă, care să nu zdruncine societatea românească și mai ales fragila sa economie. Comuniștii însă pledau pentru un transfer rapid de proprietate, fiind interesați nu neapărat de rezultatele economice, ci de capitalul politic pe care l-ar putea câștiga. Pe de o parte, iar lăsa fără baza materială pe numeroși oponenți din vechea elită și pe de alta, iar câștiga de partea lor pe țăranii săraci și fără pământ. Așa că proiectul de reformă a fost prezentat la 19 martie, după două săptămâni de la instalarea guvernului Groza. A doua zi, a fost adoptat în Consiliul de Ministri. Peste alte două zile, trimis către regele Mihai pentru a fi semnat, iar la 23 martie a fost publicat în monitorul oficial, intrând astfel în vigoare. Practic, în patru zile s-a legiferat o reformă similară cu cea din 1921, numai că aceasta din urmă a fost pregătită luni de zile înainte de a fi adoptată. Actul prevedea exproprierea imediată a terenurilor ce aparținuseră unor grupuri precum cetățenii de etnie germană, care colaboraseră cu Reichul nazist, iar în interpretarea legii intrau aproape toți nemții din țară, cei care avuseseră legături cu regimul Antonescu și erau considerați vinovați de dezastrul țării, sau cei care fugiseră din țară, dar și proprietățile care nu fuseseră cultivate în ultimii șapte ani sau tot ceea ce depășea 50 de hectare. Ultima prevedere era și cea care trebuia să destructureze clasa marilor latifundiari, formată în bună parte din vechile familii boierești. Măsura a produs un șoc în rândul acesteia. Unii și-au împărțit moșiile în loturi mai mici de 50 de hectare și le-au trecut pe numele rudelor. Alții au încercat să se împotrivească pe căi legale, însă era prea târziu. Și puteau face toate astea doar dacă, între timp, nu cădeau victime violențelor comise de grupurile de activiști comuniști. Robert Bishop, un jurnalist și ofițer american aflat în România, nota un asemenea episod. Lângă Pitești trăia un general. Avea o moșie și a chemat și alți moșieri ca să se împotrivească reformei agrare. Într-o noapte, târziu, la casa lui, a oprit o mașină, iar el a ieșit să vadă cine strigă. O rafală de automate l-a dobărât, iar mașina a dispărut în noapte. În realitate, promulgarea reformei nu crea doar premisele pentru o amplă transformare socială și economică, dar și legaliza o stare de fapt, căci de câteva săptămâni, asmuțiți de propaganda puterii și coordonați de agitatori comuniști, unii țărani trecuseră deja la împărțirea marilor proprietăți. În total, au fost expropriate aproape un milion și jumătate de hectare de teren arabil, folosite în mare parte pentru împroprietărirea a peste 900 de mii de țăranii. Era însă doar o diversiune. Peste numai câțiva ani, statul comunist avea să se întoarcă împotriva acelor rași țărani și să-i forțeze să, forceze să cedeze pământul și să intre în gospodăriile agricole colective. Totuși, pe termen scurt, scopul fusese atins. Marii proprietari fusese eliminați ca putere economică, iar țărănimea era profund divizată între cei care rămâneau sceptici față de comunism și cei care păreau să fie de partea câștigătoare a vremurilor. Tot pe termen scurt, reforma agrară a avut și un efect dramatic, scăderea simțitoare a producției agricole. Pe de o parte, țăranii erau mai preocupați de certuri și împărțiri de teren decât de aracii semănat. Pe de altă parte, marii latifundiari ezitau să mai investească într-o nouă recoltă, de vreme ce viitorul lor era ambigu. Iar după implementarea reformei, marea proprietate, care era deseori cultivată în mod mecanizat și intensiv, a dispărut, fiind înlocuită de o fărmițare în loturi prea mici pentru a permite o cultivare eficientă, fapt ce avea să contribuie la foametea din 1946. Dacă reforma agrară fusese cubul de zahăr menit să reducă populația rurală la tăcere, în mediul urban, noua putere folosea biciul pentru a-și consolida controlul. Una dintre primele măsuri luate de guvernul Groza a fost așa-numita democratizare a aparatului de stat, adică înlocuirea tuturor prefecților, primarilor, consilierilor și altor înalți funcționari, care numai ei știu cum supraviețuiseră până atunci în acele poziții, cu comuniști sau cu alți oameni de nădejde. Ba mai mult de atât, în toate instituțiile, dar și în rafinării, uzine sau alte fabrici și ateliere, Oamenii de conducere sunt demiși, s-au forțat să-și dea demisia, iar locul lor e luat de simpatizanța ai FND-ului. Scopul era clar. Vechea ordine trebuia înlocuită complet cu una devotată puterii comuniste. Însă măsurile nu urmau nici de cum să se oprească aici, după cum declara chiar Ana Pauker la numai o zi după instalarea noului guvern. Sarcinile imediate sunt sarcini de curățire a terenului, adică epurare, dar nu lăsând oamenii în stradă ca să devină dușmani activi, ci ducându-i cu timpul în lagăre, unde vor fi triați și puși să muncească și arestându-i imediat pe criminalii de război. E adevărat că arestarea, judecarea și condamnarea criminalilor de război era una dintre obligațiile asumate de România prin Convenția de Armistițiu, despre care am vorbit în episodul precedent, dedicat guvernelor Sănătescu și Rădescu. Legea însă a fost dată abia în aprilie 1945, așadar sub guvernul Groza, și se viza, după cum spune și titlul său, urmărirea și sancționarea celor vinovați de dezastrul țării sau de crime de război. Dacă unele prevederi incriminau în mod clar acțiuni și fapte ce țineau de ideile fasciste și de politicile antisemite, altele erau suficient de vagi încât să permită regimului să stabilească ad hoc cine era culpabil și putea fi arestat și judecat. Astfel, legea a devenit nu doar un instrument de pedepsire a celor vinovați de acte reprobabile din timpul războiului, dar și un mod de a elimina o anumită parte a oponenților politici. În mai are loc primul astfel de proces, în care sunt reuniți aproape 40 de ofițeri superiori ai armatei române, unii dintre ei fiind într-adevăr implicați în masacre, precum cel de la Odessa din 1941, iar majoritatea dintre ei sunt condamnați fie la muncă silnică pe viață, fie la moarte. Însă mult mai notabil avea să fie lotul ziariștilor, care îi includea printre alții pe Stelian Popescu, proprietarul cotidianului Universul și pe Panfil Sheikaru, directorul publicației Curentul. Ambii fiind judecați în absență după ce fugiseră din țară, dar și pe Nichifor Crainic și Radu Gir, două dintre vocile principale ale propagandei de extremă dreapta. Sentința a fost dată la începutul lui iunie 1945, la numai câteva zile după debutul procesului, iar toți inculpații au primit condamnări de până la 20 de ani de muncă silnică. În paralel, așa cum ceruse explicit Ana Pauker, respectând direcția stabilită de conducerea partidului, sute de potențiali dușmani ai regimului au fost arestați și internați în lagărele de la Slobozia, Târgu Jiu sau Caracal. Listele au fost întocmite de comisii, formate din ai comuniștilor, siguranței, adică poliția secretă, și ai autorităților locale, ambele instituții fiind deja sub controlul aceleiași puteri politice. Funcționari, avocați sau doctori, oameni cu adeziuni politice sau neîncadrați în vreo formațiune, tineri sau bătrâni, femei sau bărbați, oricine putea fi arestat și trimis într-unul dintre centrele de detenție. Unele dintre alegerile comisiilor par atât de aleatorii încât scopul final părea să nu fie atât de a reteza opoziția politică, ci de a da un semnal întregii societăți, răspândind în interiorul ei o undă de incertitudine și teamă. În paralel, și structurile sovietice își continuau activitatea represivă, reținând refugiați basarabeni sau bucovineni pe care îi trimiteau înapoi în regiunile natale aflate acum în componența URSS, sau arestând persoane cu activitate anticomunistă pe care le supuneau apoi unui regim carceral mult mai brutal decât în lagărele controlate de guvernul Groza. Una dintre aceste persoane a fost Cicerone Ionițoiu, lider al Tineretului Național Țăranist, a stat și închis într-un centru al NKVD-ului, care își amintea cum a decurs una dintre întâlnirile cu anchetatorul său. Peste câteva minute a venit și m-a invitat jos. Capitanul Petrov era roșu caracul și urla ca o fiară sălbatică, și din bandit și fascist nu mă scotea. S-a repezit la mine cu pistolul în mână, a venit să-mi care lovituri în cap, m-a doborât la pământ și m-a jucat în picioare, în timp ce mă lovea cu pistolul. M-a bătut până cred că a obosit, fiindcă eu nu mai simțeam nimic. M-am trezit, nu știu după cât timp, pe ciment la subsol. Dincolo de gratii era un paznic cu ochii oblici care s-a uitat la mine. Văzând că m-am trezit, cu cizma mi-am pins o cană metalică în care era apă. Gura mi era cleioasă și amară. N-am putut să mă ridic, dar am tras cana cu mâna și culcat fiind am băut din ea. Corpul mă durea. Nu puteam sta nici rezemat ca altădată. Nu știu cât am stat așa dărâmat. În timp ce societatea românească era măcinată de dezbinări și de transformări radicale, iar opoziția politică era intimidată sau chiar agresată cu brutalitate, România continua să participe la luptele de pe frontul de vest, înaintând spre Cehoslovacia, Capitularea necondiționată a Germaniei naziste, semnată la 8 mai conform puterilor occidentale sau la 9 mai după ora Moscovei, a marcat sfârșit unei campanii care, în mai puțin de 9 luni, dusese la rănirea sau moartea a peste 100.000 de soldați și ofițeri români. Dar, în timp ce românii, de rând, trăiau bucuria încheierii celui mai sângeros război petrecut în Europa, guvernul Groza făcea încă un pas pentru intrarea țării în sfera de influență a Uniunii Sovietice. La 8 mai 1945, o delegație guvernamentală semna la Moscova un tratat economic de cooperare prin care se înființau societățile mixte româno-sovietice, numite sovromuri. Sovromuri. Acestea vizau puncte strategice ale economiei românești, de la industria de petrol sau cea de minereu, de uraniu, până la cinematografie și transporturi fluviale, maritime sau navale. Oficial, acestea aveau rolul de a asigura plata despăgubirilor de război către URSS, însă, sub acest pretext, avea să se desfășoare în anii următori un jaf generalizat al României. Conform statisticilor din epocă, numai până la mijlocul lui 46, România plătise Uniunii Sovietice aproape 1 miliard 200 de milioane de dolari adică de patru ori mai mult decât era prevăzut în Convenția de Armistițiu. Iar toate aceste companii, sovrom metal, sovrom petrol, sovrom cărbune, sovrom utilaj petrolier și toate celelalte, aveau să-și continue activitatea până în anii 50. Americanul Robert Bishop își amintea că Amvergura jafului produs de sovietici a fost limitată doar de capacitatea mijloacelor de transport. Toate vapoarele disponibile la Marea Neagră, inclusiv cele cu fisuri și ruginite, au fost duse la Constanța și în porturile mai mici. Asemenea, sclavilor, prizonierii erau puși să le încarce la capacitate maximă. Marfarele circulau pe toate liniile care duceau în Rusia. Șiruri lungi de camioane, majoritatea de fabricație americană, umblau duruind pe șosele și pe drumuri secundare. Se lucra inclusiv noaptea, fără zi de odihnă. Nemulțumiți de capacitatea acestor mijloace de transport, rușii au apelat la avioane de mari dimensiuni. În timp ce nesfârșite trenuri de resurse și produse românești plecau din țară cu destinația Uniunea Sovietică, din sens invers veneau nenumărați funcționari sovietici, care, sub masca de specialiști în diverse domenii, acționau de fapt ca supervizori ai subordonării României față de Moscova. Același bishop descrie acest proces drept un adevărat aflux de funcționari sovietici de nivel înalt. Fiecare nou sosit avea nevoie la București de o vastă reședință. Drept urmare, sute de locuințe au fost rechiziționate. Municipalitatea a fost obligată să creeze un birou special cu arhitecți și cu specialiști în decorațiuni interioare care să îndeplinească dorințele noilor locuitori veniți din Rusia. Vor de toate, se plângea șeful acelui birou. Vor diverse lucruri, de la tapet carpete, fotolii tapizate și tavane redecorate, până la radiouri, cărucioare pentru copii, frigidere, fântâni și statui pentru grădinile lor. Cu fiecare zi ce trecea, România, condusă de guvernul Groza, aluneca și mai tare sub controlul Moscovei și al comuniștilor cu pretenții nobiliare. Ceva trebuia să se întâmple sau cineva trebuia să facă ceva. Iar în a doua jumătate a anului 1945, toate aceste speranțe au avut un singur nume. Greva regelui Mihai I. Învinsă, ocupată și sărăcită, România nu putea aștepta o schimbare cu privire la viitorul său decât din partea aliaților. În timp ce comuniștii se bucurau de un sprijin masiv și indiscutabil al sovieticilor, opoziția democratică se uita cu speranță spre vest. Spre reprezentanții Londrei și ai Washingtonului. La instalarea guvernului Groza, aceștia din urmă păstraseră o reținere diplomatică, ce provoca o undă de dezamăgire în rândul politicienilor democrați români, dar care, pe de altă parte, era perfect explicabilă. Războiul din Europa nu se terminase, iar armatele aliate încă își croiau drum spre Berlin, inima Reichului nazist împotriva unui inamic care chiar și în ultimele sale clipe păstra o rezistență fanatică ce ducea la sacrificii imense. Însă, în iulie 1945, conflictul se sfârșise, iar acum trebuia decisă soarta Germaniei și a întregului continent. De aceea, liderii celor trei mari puteri, Uniunea Sovietică, Statele Unite ale Americii și Marea Britanie, s-au întâlnit la mijlocul verii pentru a discuta ordinea continentală postbelică spre ei se îndreptau speranțele societății românești, mai exact spre președintele american Harry Truman și spre premierul britanic Winston Churchill, înlocuiți în timpul conferinței de Clement Attlee, câștigătorul alegerilor din insulă. Iar semnalele păreau să fie încurajatoare, atunci când discuția a ajuns și la situația din Balcani, Harry Truman a cerut printre altele și organizarea unor alegeri libere în România, afirmând că guvernul Groza nu e rezultatul unui scrutin democratic și că executivul nu se bucură de sprijinul societății românești, prin urmare declarându-l nelegitim și nedemocratic. De altfel, solicitările sale se bazau pe acordurile de la Ialta, de la începutul acelui an, înțelegeri care, în viziunea Washingtonului, nu fuseseră onorate de partea sovietică. Moscova, în schimb, și-a păstrat poziția fermă, de sprijin necondiționat pentru Consiliul de Ministri prezidat de doctorul Petru Groza. Și pentru a fi și mai clară în acest sens, Uniunea Sovietică decidea peste numai câteva zile, fără acordul celorlalți aliați, restabilirea legăturilor diplomatice cu România, ceea ce echivala cu încă o declarație publică în favoarea regimului Groza. În cele din urmă, conferința de la Potsdam s-a încheiat fără să aducă vreun rezultat clar în privința României. Însă, poziția lui Truman și atitudinea oficialilor americani și britanici au dat naștere unor speranțe uriașe, atât în rândul opoziției democratice române, cât și tânărului rege Mihai I. Însă, așa cum remarca cu obiectivitate maiorul american Robert Bishop, această declarație ar fi însemnat ceva dacă țările democratice occidentale ar fi avut în România milioane de soldați sau o flotă aeriană cu o grămadă de bombe. Nu aveau nimic, cu excepția falsei speranțe că un rege de 24 de ani ar putea fi destul de puternic pentru a le face jocul. Încurajat de știrile de la Potsdam, suveranul și-a dat seama că ar putea fi contextul de care avea nevoie pentru a forța înlăturarea cabinetului Groza. În acest sens, a reluat discuțiile cu Iuliu Maniu și Dinu Brătianu, liderii celor două mari partide istorice, dar și cu Constantin Titel Petrescu, liderul social-democrat care dorea să se distanțeze de FND. Ba chiar tatonările au mers până la Lucrețiu Pătrășcanu, liderul comunist cu care regele colaborase și pentru evenimentele de la 23 august 1940 și ale cărui relații cu tovarii și săi din rândul Partidului Comunist începeau să se deterioreze. Totuși, picătura care a umplut paharul în acest context politic foarte tensionat a fost activitatea lui Roy Melbourne, reprezentantul american la București. În dimineața zilei de 13 august 1945, acesta primise o telegramă din partea Departamentului de Stat, prin care era autorizat să îi încurajeze pe liderii români să facă eforturi pentru debarcarea lui Groza și formarea unui guvern format din toate formațiunile politice care să organizeze viitoarele alegeri democratice. Așa că a doua zi, Melbourne îl întâlnea pe regele Mihai în saloanele castelului Peleș, unde îi spunea că Washingtonul încurajează o schimbare politică internă prin eforturi românești, dar că administrația americană nu își poate asuma public acest lucru. Suveranul român a înțeles că nu e neapărat scenariul ideal pe care ar fi vrut să conteze pentru înlocuirea guvernului Groza, dar că un context mai bun nu va mai apărea prea curând. Așa că a decis să acționeze rapid. La 19 august l-a chemat în audiență pe președintele Consiliului de Ministri și i-a cerut să-și depună mandatul, adică să demisioneze. Conform tradiției constituționale, instituite la 1866, atunci când regele solicita acest lucru, primul ministru avea obligația de a-și prezenta demisia. Însă, Petru Groza a decis să ignore tradiția și prevederile constituționale, refuzând să demisioneze, decizie pe care și-a motivat-o prin susținerea pe care o avea cabinetul său din partea sovieticilor. Confruntat cu o situație complet neașteptată, regele Mihai a decis să sisteze orice legături cu guvernul Groza, intrând astfel în ceea ce avea să rămână cunoscut drept greva regală. Practic, suveranul refuza să mai semneze orice act venit din partea Consiliului de Ministri, ceea ce, conform normelor legale, însemna că acele documente nu intrau în vigoare. Pentru a nu escalada și mai mult tensiunea de moment, regele a trimis o scrisoare către Comisia Aliată de Control, prin care explica blocajul de pe scena politică românească și dorința sa ca România să aibă un guvern reprezentativ și funcțional care să respecte prevederile de la Ialta și care să se ocupe, printre altele, de negocierile pentru tratatul de pace. În ciuda acestei mișcări prudente și diplomatice, protestul regelui a provocat consternare și furie în rândul sovieticilor. La 23 august 1945, generalul Susaikov sosea la Palatul Regal, însoțit de un intimidant grup de ofițeri superiori sovietici, pentru a-i înmâna lui Mihai I o notă de protest a Moscovei, document în care se reafirma sprijinul lui Stalin pentru guvernul Groza. Nu e astfel de mirare că a doua zi, la 24 august, prima ședință de guvern de după instituirea grevei regale s-a desfășurat ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat. Doar Petru Groza a făcut o subcintă și ironică expunere a discuțiilor cu suveranul, încheindu-și discursul printr-o frază scurtă și clară. Guvernul e hotărât să rămână neclintit la postul său pentru a continua și desăvârși opera constructivă. Lipsiți de milioanele de soldați, ori de flota aeriană cu o grămadă de bombe, diplomaților americani nu le rămânea altceva de făcut decât să-l încurajeze pe rege să-și mențină poziția inflexibilă față de guvernul Groza și pe liderii opoziției să-l susțină pe suveran. Ceea ce pălea însă în comparație cu sprijinul și acordat de Stalin, comuniștilor români și guvernului Groza. O delegație a Consiliului de Ministri efectuând de la începutul lui septembrie o amplă vizită la Moscova. În același timp, la Londra avea loc o conferință a ministrilor de externe ai marilor puteri, care venea în continuarea conferinței de la Potsdam. Și cu această ocazie, James Burns, secretarul de stat american, a reafirmat că Statele Unite nu consideră guvernul Groza ca fiind unul reprezentativ pentru societatea românească, iar acesta trebuie să lase loc unui Consiliu de Ministri format din toate formațiunile politice, singura construcție politică ce ar permite organizarea de alegeri și negocierea tratatului de pace. Omologul său sovietic, Viaceslav Molotov, a spus Niet dar într-o formă ceva mai diplomatică, declarând din nou sprijinul Moscovei pentru guvernul Groza. Așa că reuniunea ministrilor de externe s-a încheiat fără o soluționare a problemei politice din România. Dar chiar și în aceste condiții, liderii politici români considerau conferința de la Londra drept un semn bun, căci Washingtonul nu cedase niciun pas în fața Moscovei, chiar dacă nici nu reușise să facă vreunul concret în sprijinul opoziției democratice. Timpul însă trecea în favoarea comuniștilor, care reușeau să-și consolideze nu doar puterea la nivel național, ci și structurile interne. După ce ieșiseră din clandestinitate cu doar câteva sute de membri și susținători, fără o ierarhie solidă și cu o conducere neclară, formațiunea a crescuse de aproape 120 de ori într-un singur an. Așa că între 16 și 21 octombrie 1945 a avut loc un fel de congres al partidului, cu toate că oficial nu a fost denumit astfel, care a dus la o serie de modificări interne. În primul rând, denumirea a fost schimbată din Partidul Comunist din România în Partidul Comunist Român, pentru a se înlătura imaginea de facțiune subordonată Moscovei și pentru a se crea cea de formațiune politică autohtonă. Tot în acest sens, ca secretar general a fost desemnat Gheorghe Gheorghiu Dej, fiind preferat un etnic român în detrimentul altor lideri care promeneau din diferite minorități. Puterea era însă împărțită, căci biroul politic, structura cu care Dej trebuia să conducă, era controlat de facțiunea Ana Pauker, Vasile Luca și Teohari Georgescu, în timp ce Lucrețiu Pătrășcanu își vedea rolul în interiorul PCR din ce în ce mai diminuat, și nu în ultimul rând, comuniștii români au adoptat și un program politic care prevedea, printre altele, industrializarea cât mai rapidă a României, lichidarea analfabetismului, instituirea unor largi drepturi sociale și așa numita democratizare a învățământului, ceea ce însemna în realitate epurarea sistemului de orice persoane cu viziuni anticomuniste. În urma Congresului, Partidul Comunist Român ieșea fără îndoială mai organizat, și mai puternic. Ceea ce nu se poate spune despre partidele de opoziție. Chiar dacă majoritatea membrilor erau persoane cu experiență, liberalii încă se străduiau să-și recreeze structurile de partid. Mai ales că nu reușeau să mai aibă popularitatea din perioada interbelică și să atragă tinerii și studenții. Mai grav era că o bună parte din partid decisese să îi urmeze pe Gheorghe Tătărăscu și pe inginerul Petre Bejan, în disidența care guverna alături de comuniști. Și Partidul Național Țărănesc se confrunta cu asemenea disidențe, precum cea a lui Alexandru Alexandrini sau cu cea a doctorului Nicolae Lupu. Însă, aceste tendințe centrifuge nu aveau un impact atât de puternic precum în cazul liberalilor. Asta și pentru că Național Țărăniștii beneficiau de figura centrală a lui Iuliu Maniu și de o uriașă popularitate în rândul societății românești și mai ales al tinerilor. Însă și în cazul lor, refacerea partidului după anii dictaturilor carliste și antoneștiene se dovedea extrem de lentă, mai ales că aproape după fiecare manifestație sau protest urma un val de arestări din partea siguranței și a celorlalte instituții represive aflate sub controlul comuniștilor. Nici în privința Partidului Social Democrat lucrurile nu stăteau mai bine. Chiar dacă partidul său încă se afla la guvernare, în cadrul FND-ului, Constantin Titel Petrescu era în legătură constantă cu regele și cu liderii opoziției și aștepta momentul prielnic să iasă de la guvernare. Tensiunile dintre liderul social-democrat și cei comuniști au explodat la debutul grevei regale, când, într-o discuție aprinsă cu Ana Pauker, Titel Petrescu i-a spus în față că vrea un guvern care să introducă democrația în țara noastră, că asta nu-i democrație. Poziția liderului a adus însă disensiuni grave în interiorul Partidului Social-Democrat, pe care Titel Petrescu a reușit în 1945 să le controleze. Totuși, vocile contestatare creșteau în intensitate, încurajate de situația politică și de vântul puterii, care bătea din ce în ce mai puternic dinspre răsărit. Ca situația să fie și mai gravă, în octombrie 1945 încep să apară dezacorduri chiar și în interiorul grupului de ai regelui. Dumitru Neghel, mareșalul Palatului și Mircea Ionițiu, secretarul personal al suveranului, pledează pentru încheierea grevei și restabilirea raporturilor cu guvernul Groza, în timp ce foștii miniștri de externe, Constantin Vișoianu și Grigore Niculescu Buzești, se opun ferm oricărui compromis cu puterea procomunistă. În acest climat de tensiune avea să se petreacă singurul eveniment care a depășit în intensitate și importanță greva regală. Marea manifestație monarhistă Potrivit Constituției din 1923, repusă în drepturi după evenimentele de la 23 august, suveranul se plasa deasupra politicii, fiind așadar un simbol național, fără coloratură politică. De aceea, cel puțin în mod oficial, manifestările pro-monarhice nu puteau fi interpretate drept anticomuniste sau chiar antisovietice. În realitate însă, cum Mihai I se afla în grevă față de activitatea guvernului pro-comunist, condus de Petru Groza și instituit forțat de către sovietici, tânărul suveran devenise pentru români principalul simbol al opoziției față de comuniști și de sovietici. Atât de populară era imaginea sa, încât tinerii decupau chipul regelui de pe bancnote și îl transformau în insigne pe care le purtau pe haine, iar regele era conștient de simpatia și de încrederea pe care o primea din partea societății românești. Cea mai emoționantă dovadă venind la 10 mai 1945, prima zi națională pe care o sărbătorea în cea de-a doua domnie fără controlul lui Antonescu. La sfârșitul paradei, tocmai când trebuia să coborâm de la tribună ca să intrăm în mașină, o mare mulțime de oameni a rupt cordoanele de ordine și a dat năvală peste noi. Au început să strige, trăiască regele și să cânte. Eram emoționat. Îmi aduc aminte totul atât de clar. Mașina oficială cântărea aproape două tone și jumătate. Nu era blindată. Avea doar o caroserie foarte grea. Au luat-o pe sus. Abia am putut să ne facem loc prin mulțime. Nimic însă n-avea să se compare cu ce urma să se petreacă în toamna acelui așa an. De altfel, primele încercări de organizare a unor manifestații promonarhiste au fost în perioada de dinainte de 25 octombrie, ziua de nașterea regelui. Însă structurile represive, conduse de Teohari Georgescu, au trecut la arestări preventive în rândul tinerilor. Tensiunea mocnea în societatea românească pe măsură ce, pe de o parte, regele își continua greva față de guvernul Groza, iar pe de altă parte, comuniștii mergeau mai departe cu planul lor de acaparare totală a puterii. Aceștia, din urmă, au încercat să organizeze un meeting în centrul capitalei la 7 noiembrie 1945, pentru a marca aniversarea Revoluției Bolșevice. Însă, chiar și cu muncitori constrânși să vină, tentativa lor a fost un fiasco. Comuniștii încercaseră ca prin acea adunare să eclipseze sărbătoarea de onomastică a regelui Mihai, despre care se tot discuta că s-ar putea transforma într-un mare eveniment popular. Și chiar așa a fost. Pe 8 noiembrie 1945, la 8 dimineața, în piața Palatului Regal din București, au început să se adune zeci de bătrâni veterani de război, în uniformele de gală, cu decorații pe piept iar câțiva dintre ei, purtând spectaculoasele mantii de cavaleri ai Ordinului Mihai Viteazu. Unii își pierduseră o mână sau un ochi pe câmpurile de luptă, alții erau în cărucioare, fiind purtați de camarazii lor mai puternici. Odată ajuns și lângă statuia lui Carol I, de pe calea victoriei, au început să strige în cinstea regelui. Apariția lor era remarcabilă, dar și intimidantă pentru forțele de ordine pe care guvernul le-ar fi trimis să năbușe orice manifestație publică în piața Palatului Regal. Chiar și așa, din Palatul Ministerului de Interne au ieșit repede câteva gărzi care au încercat să îi împrăștie pe veteranii de război, numai că în ajutorul acestora au venit repede zeci, dacă nu sute de elevi de liceu, care la rândul lor se deciseseră în zilele precedente să-și ovaționeze suveranul de ziua onomastică. Agenții de poliție și celelalte persoane înarmate s-au retras din piață, mai ales că numărul manifestanților continua să crească. În jurul orei 11, câteva mii de oameni de toate vârstele și profesiile umpluseră piața din fața Palatului Regal, strigând regele și patria și cântând imnul național. Cam atunci au avut loc primele incidente grave. În piață ajung câteva camioane cu muncitori de la căile ferate și de la societatea de transport public, care, înarmați cu rângi, încep să lovească în stânga și în dreapta. Mulțimea reacționează, blochează mașinile și încep altercații între muncitorii procomuniști și manifestanții monarhiști. În Palatul Ministerului de Interne și în celelalte clădiri oficiale din jur, e o agitație care nu prevestește nimic bun. Temerile încep să prindă contur când din sediul Confederației Generale a Muncii încep să iasă agenți de poliție care lovesc manifestanții și trec la arestări. Dinu Zanfirescu, unul dintre cei reținuți, își amintea că eram în primul rând în fața cordoanelor de polițiști și pur și simplu am fost luat pe sus de un tip foarte solid, dus în spatele cordoanelor și trimis la Prefectura de Poliție de pe Calea Victoriei. Aici am fost dus în beci, unde se mai aflau vreo 30-40 de persoane arestate. Tot veneau arestați până s-au umplut beciul. Cred că erau 100-100 și ceva de persoane. Cu toate acestea, manifestanții refuzau să cedeze și să părăsească piața, respingând atacurile și strigând în favoarea regelui. Câteva dintre mașini sunt răsturnate de protestatari, fiind transformate în baricade, iar una dintre ele este aprinsă fumul gros ridicându-se din mijlocul mulțimii. Aproape în același timp, un sunet înfundat străbătea piața. În haosul acelor momente era neclar ce este și de unde vine. De fapt, se auzea coloana de studenți și tineri liberali și național sărăniști care, fără a reprezenta o anumită formațiune politică, se deciseseră să participe la manifestația monarhistă de onomastica suveranului. Mulțimea se adunase pe bulevardul Magheru și după ce înconjurase universitatea, încerca să pătrundă în piața palatului, coborând pe calea victoriei. Potrivit lui Radu Câmpeanu, unul dintre cei aflați în fruntea coloanei, făcuserăm niște bastonașe care aveau un cap lipit steagul românesc. Și am plecat cu ele hotărât să ne apărăm dacă ne atacau sindicaliștii. Ne-am hotărât cine să meargă în față și am pornit-o în șiruri de câte 15 oameni. Au venit câteva coloane de polițiști, încercând să ne blocheze trecerea. Noi am ieșit însă toți și vă imaginați, eram un număr mic, poate 1200 de oameni tineri, oameni explozivi, dinamici, am plecat strigând toți libertate. Acesta a fost cuvântul care era susținut și trăiască monarhia, trăiască regele și altele. Pe calea victoriei erau trei rânduri de polițiști cu armele scoase și ne-au amenințat. Am intrat peste polițiști și n-au tras. I-am risipit. Am intrat pe calea victoriei unde a fost ceva extraordinar. Venea lume de pretutindeni. Ne îmbrățișau, ne sărutau pe obraz, ne luau în brațe. Era un entuziasm general. Miile de oameni care spărseseră barajele poliției se alăturau celor din piață. Forțele de ordine, trimise de autorități, dar și muncitorii aduși să provoace altercații, se retrag în grabă. De la hotelul Atene Palace până aproape de Palatul Telefoanelor, toată calea victoriei era plină de oameni care își ovaționau regele, cântau imnul național și se rosteau discursuri pe scene ad hoc. Exact când Radu Câmpeanu, portat pe brațe de alți tineri până la una dintre aceste scene, își încheia discursul, un ropot de mitralieră brăzda piața. Acesta este urmat de alte trasoare ale unor arme automate, toate venind dinspre palatul Ministerului de Interne. Despre acest al doilea moment controversat al zilei avea să depună mărturie vechiul ilegalist Emilian Angel, aflat chiar în interiorul Ministerului. Tocmai atunci, câțiva strigau lozinci maniste, Pantiușa și bătrânul rus sau bulgar din echipa de pază a partidului au început să tragă cu automatul în mulțimea care se afla în fața Ministerului de Informații și care cuprindea și oamenii noștri. Am văzut oameni murind, sărind în sus și zbătându-se ca găinile. Am dat cu mâna peste automatul lui Pantiușa și gloanțele au pornit în curtea Confederației Generale a Muncii: Eu, ce-ai făcut, Pantiușa? dă în paștele mamei lor. Am împușcat bandiți. Oamenii au fost muncitori de ai noștri, 90. Seara a venit Gheorghiu, deci să discute cu noi. I-am spus că toți cei împușcați și transportați la morgă au fost împușcați de pantiușa. Gheorghiu, aceeași dispoziție ca la 20 februarie. Maniștii au împușcat. Așa să rămână. Nu vorbești nimănui. În realitate nu erau doar câțiva, ci mii de oameni care strigau nu lozinci în favoarea lui Iuliu Maniu, ci a regelui, iar victimele erau chiar tineri veniți să-și ovaționeze suveranul cu ocazia zilei onomastice. Este însă perfect adevărat că din Palatul Ministerului de Interne s-a deschis focul către mulțime, lăsând pe calda râm cel puțin 10 morți și alte câteva zeci de răniți. Lumea s-a retras în cealaltă parte a pieței, însă în scurt timp, în zona au fost desfășurate efective ale diviziei Tudor Vladimirescu, una dintre unitățile militare comunizate, formată în URSS, din foști prizonieri români de război. Soldații au început să tragă în aer și să împingă manifestanții, al căror număr începea să scadă simțitor de teama unor noi represalii. Până după amiază, manifestația se sfârșise, iar piața era din nou sub controlul complet al autorităților care în orele următoare aveau să treacă la noi arestări ale participanților. Ceea ce s-a întâmplat în București n-a fost ceva izolat, ci din potrivă, manifestații similare având loc și în alte orașe precum Timișoara, Iași, Craiova, Brașov sau Ploiești. Protestele monarhiste de la 8 noiembrie 1945 au alarmat guvernul Groza, care s-a grăbit să impună propria versiune a evenimentelor. Potrivit autorităților comuniste, în piața Palatului din București ar fi fost elemente fasciste, care pentru a folosi limbajul de lemn al propagandei s-au dedat la acte huliganice și fasciste. Liderii PCR au cerut măsuri represive radicale. Ana Paucăr solicita epurarea imediată a armatei de ofițeri și soldați care nu erau loiali guvernului, în timp ce Vasile Luca mergea și mai departe, vrând desființarea imediată a partidelor istorice și întemnițarea liderilor politici de opoziție. Avântul Bucureștiului a fost însă temperat de Moscova. Stalin, nedorindu-și agravarea situației din România, mai ales că urma o nouă conferință a ministrilor de externe ai marilor puteri. Așa că singurele măsuri au fost arestarea câtorva sute de tineri din toată țara care participaseră la manifestații și eliberarea lor după câteva zile de temniță. Nu cu un val represiv puternic ca un tsunami avea să rezolve Stalin situația din România, ci impunându-și cuvântul în fața reprezentanților celorlalte puteri. Căci pentru opoziția democratică urma un alt sfârșit al speranțelor. Asta în ciuda faptului că mișcările din interiorul Partidului Social Democrat păreau să ducă spre consolidarea unui front comun, anticomunist, al formațiunilor politice istorice. La congresul organizat în decembrie 1945 s-au format două tabere. Cea condusă de Constantin Titel Petrescu, liderul partidului, secundat de Eftimie German, pleda pentru o distanțare de comuniști prin refuzul formării unui partid muncitoresc unic, și prin participarea pe liste separate la viitoarele alegeri parlamentare. În schimb, Lothar Rădăceanu și Ștefan Voitec se aflau în fruntea unei părți semnificative care cerea crearea unui singur pol politic de stânga, evident sub controlul comunist, chiar dacă asta însemna dispariția partidului prin absorpție sau unificare cu PCR. Discuțiile au fost foarte aprinse, desfășurarea Congresului extrem de incertă, iar votul final a fost pe muchie de cuțit. Cu numai câteva voturi peste, participanții la Congres au decis să rămână alături de Titel Petrescu, reafirmându-și poziția social-democrată în sensul său tradițional și apropierea de partidele istorice. Era fără îndoială o lovitură de imagine pentru comuniștii care clamau unitatea spectrului politic de stânga, bineînțeles sub coordonarea lor. Și cam aici se încheiau veștile bune pentru Frontul Politic, care se opunea comuniștilor. Aproape în același timp cu Congresul PSD s-a desfășurat și o mare adunare a disidenței liberale conduse de Gheorghe Tătărăscu, fost prim-ministru în anii 30, devenit acum șeful diplomației în guvernul Groza. Tătărăscu își reafirma opțiunile care țineau mai degrabă de vechea tradiție constituțională liberală sprijin clar pentru proprietatea privată și parlament bicameral. Dar, cu toate acestea, își declara și adeziunea la cabinetul Groza și, teoretic, la politicile lui, chiar dacă acestea, în practică, intrau în conflict cu ideile sale. Atât de devotat era noului regim, încât nu se sfise să-i declare Anei Pauker că merg cu voi până în pânzele albe. În privința Național Țărăniștilor, facțiunea disidentă a lui Anton Alexandrescu era nesemnificativă, însă partidul lui Maniu era amenințat de o nouă ruptură, de data aceasta din partea doctorului Nicolae Lupu, tot mai nemulțumit de rolul secundar pe care îl avea în partidul de opoziție, dar și curtat intens de Petru Groza. Însă marea surpriză a fost reprezentată de armistițiul neoficial dintre comuniști și legionari, oponenții lor ideologici din cealaltă extremă a spectrului politic. Acordul a fost negociat de Ana Paucăr, pe de o parte, și de Nicolae Petrașcu, din partea cămășilor verzi. Potrivit înțelegerii, legionarii trebuiau să predea armele și să renunțe la orice activitate politică împotriva regimului, primind în schimb un fel de amnistie din partea instituțiilor represive, dar și acte de identitate pentru cei care trăiseră în clandestinitate și posibilitatea de a-și reface viața. Ba mai mult, unii dintre ei au fost primiți în rândurile comuniștilor situație comentată de Păsturel Teodoreanu într-o virulentă epigramă. Capitane, nu fi trist! Garda merge înainte, prin Partidul Comunist. Majoritatea legionarilor care intraseră în rândurile comuniștilor erau așa numiții septembriști, adică cei care intraseră în legiune după septembrie 1940, atunci când aceasta ajunsese la putere. O bună parte a vechilor membri doar s-a supus ordinului dat de Petrașcu, conducătorul din țară al legionarilor, fără însă să intre în PCR. Era, de fapt, doar un armistițiu între legionarii ale călor rânduri fusese afectate de anii de activitate clandestină și de arestări și condamnări grele și comuniștii bucuroși că puteau să se ocupe pe rând de oponenților politici. Concentrându-se acum pe eliminarea partidelor democratice. Însă viitorul României avea să se decidă sub zidurile Kremlinului, la mijlocul lui decembrie 1945, atunci când la Moscova s-a desfășurat o nouă conferință a ministrilor de externe ai celor trei mari puteri victorioase în al doilea război mondial. Iar ziua fatidică a fost 18 decembrie, atunci când a avut loc o reuniune restrânsă între partea americană, condusă de secretarul de stat James Burns, și cea sovietică, aflată sub controlul ferm al lui Vyacheslav Molotov. Din nou, speranțele se îndreptau spre Burns și spre opoziție fermă a sa, numai că, de data aceasta, diplomatul american a cedat neașteptat de ușor în fața intransigenței sovietice, acceptând ca soluție pentru deblocarea impasului politic românesc. Lărgirea guvernului Groza prin simpla includere a câte unui reprezentant al celor două mari partide de opoziție și promisiunea executivului de la București de a organiza alegeri libere. Mai mult de atât, fusese admisă și pretenția sovietică ca cei doi viitori miniștri fără portofoliu să nu fie vrunul dintre liderii opoziției. În preajma Crăciunului, înțelegerea era deja ratificată, iar la 30 decembrie 1945, ambasadorii americani și britanic la Moscova plecau către România pentru a le comunica liderilor politici decizia finală. Vestea a fost primită cu deziluzie de către Maniu, Mihalache, Brătianu și toți ceilalți membrii marcanței PNC și PNL, dar și de către regele Mihai, care se vedea constrâns să pună capăt greve regale în scurt timp. Până atunci însă, conducerile partidelor național, țărăniști și liberal trebuiau să facă cele două propuneri. Din partea formațiunii conduse de Dinu Brătianu, cel desemnat inițial a fost Bebe Brătianu, unul dintre cei mai experimentați și prestigios politicieni, procedura decurgând destul de repede și fără controverse. În schimb, negocierile purtate în apartamentul național țărănistului Aurel Leucuția au degenerat în certuri. Iuliu Maniu înclina spre numirea lui Ion Mihalache, ceea ce a stârnit protestul doctorului Nicolae Lupu, care, în sprijinul candidaturii sale, a afirmat că, Socot ca acel membru, nu pot fi decât eu, dat fiind meritele mari și actele mele pe drumul democrației din ultimul sfert de veac. Lupta mea merită o recompensă. Fiind bătrân, eu nu mai am mult de așteptat. Domnul Mihalache, cu care am văzut că sunteți de acord spre a fi desemnat ca reprezentant în guvern, mai poate aștepta. Liderii PNC au decis însă fără echivoc ca propunerea partidului să fie Mihalache, ceea ce a determinat demisia lui Nicolae Lupu, care și-a creat propria formațiune politică apropiată de comuniști. Însă nici Ion Mihalache și nici Bebe Brătianu n-au fost acceptați de către reprezentanții sovietici. Presați de timp și de ambasadorii americani și britanic, liderii politici români au înaintat câte o listă cu posibil reprezentanți, liste care mergeau de la cei mai cunoscuți politicenei partidelor până la unii dintre cei din eșaloanele inferioare ale structurilor centrale având nu doar libertatea absolută de a respinge orice nume nu le-ar fi convenit, dar și posibilitatea de a alege persoane fără influență publică, sovieticii au decis să-i accepte pe Mihai Romnicianu din partea țărăniștilor și pe Emil Hațieganu din partea național țărăniștilor, aceștia depunând jurământ la 7 ianuarie 1946. Ambii erau, așa cum se lăuda cu cinism și satisfacție Gheorghiu Dej, elemente lipsite de autoritate, de mâna a doua, a treia, din păcate, pentru opoziția democratică, și unul și celălalt erau miniștri fără portofoliu, adică aveau doar funcții decorative în cabinetul Groza, fără posibilitatea de a influența în vreun fel deciziile guvernamentale. Dar și mai grav era că ambasadorii occidentali n-au putut face altceva decât să accepte promisiunile guvernului Groza că va respecta drepturile cetățenești și va garanta organizarea unor alegeri libere, care erau de fapt numai niște vorbe goale, care, așa cum vom vedea, n-aveau să fie onorate. În teorie, Bucureștiul acceptase și îndeplinise condițiile minimale stabilite la conferința de la Moscova, astfel că în primele zile ale lui februarie 46, guvernul Groza e recunoscut de Marea Britanie și Statele Unite ale Americii, iar regele Mihai I pune capăt grevei regale. Așa cum remarca istoricul Gheorghe Unișoru. Cosmetizarea guvernului Groza constituia o înfrângere pentru regele Mihai și pentru opoziția agrupată în jurul vechilor partide democratice. Dacă mai era nevoie de o demonstrație asupra politicii pe care Uniunea Sovietică o aplica în cazul României, aceasta a fost oferită de Vâșinski chiar la începutul ianuarie 46, punându-i pe Harriman și Clark Kerr, ambasadorul american respectiv cel britanic, în postura de figuranți într-o piesă al cărei scenariu era scris la Moscova. Dar poate cel mai alarmant semnal era că executivul Groza guvernase timp de câteva luni fără respectarea cutumelor constituționale și mai ales fără semnătura regelui pe actele emise, ceea ce arăta că, în viziunea comuniștilor, nici nu mai era nevoie de instituția monarhiei. Temerile începeau să se înmulțească și să prindă greutate. Rămânea însă o speranță, alegerile din 1946, despre care o să vorbim în episodul viitor. Cam atât pentru astăzi. Le mulțumim din nou tuturor celor care ne susțin pe Patreon și mulțumim și sponsorului nostru de astăzi, Surfshark VPN. Nu uitați de oferta lor, 85% reducere. link este în descriere.